Unirea Mirșit va întâlni la barajul pentru promovarea în Liga 3-a campioana județului Maramureș. Numele acesteia va fi cunoscut duminică după finala la nivel de județ dintre avântul Bârsana și viitorul Ulmeni. Comitetul executiv din cadrul Federației Române de Fotbal a stabilit vineri ordinea desfășurării celor 21 de meciuri de baraj pentru promovarea în Liga 3 partide în care se vor duela cele 42 de campioane județene. Unirea Mișit, campioana județului Sălaj, urmează să întâlnească reprezentanta județului Mara Mureș. Campioana județul vecin se va cunoaște sâmbătă când va avea loc finala dintre avântul Bârsana, ocupanta primului loc în seria Nord și viitorul Ulmeni, echipa clasată pe primul loc în seria Sud. Indiferent de numele adversare de la baraj, antrenorul Marius Cosma a precizat că fiecare echipă are șansa ei, iar cei de la Mișit își vor juca șansa până la capăt. Vreau să le mulțumesc pe această cale, băieților au fost extraordinari, puțin spus, suntem un grup foarte unit, ținem unul la altul și fără unitatea asta de grup, cred că nu reușeam această performanță. Ce înseamnă până la urmă? E primul titlu din istorie pentru Mircit, pentru comunitate, pentru da. cei Am avut un proiect pe patru ani, se încheie acum în vară, consider că am făcut o treabă minunată aici, uitați ce bază avem. În urmă cu patru ani, când domn primar am primit un telefon să facem echipă, era aici a pășune. Și uitați-vă acum după 4 ani, ăsta a fost proiectul nostru pe o perioadă de patru ani. La fel ca anul trecut, cele 21 de meciuri de baraj pentru promovarea în Liga 3 -a se vor disputa în sistem tur retur Prima manșă este programată sâmbătă 18 iunie, iar returul o săptămână mai târziu. Ambele partide vor începe la ora 18.